mai bine să suferiți pentru că ați făcut binele, decât să suferiți pentru că ați făcut răul. Biți credincioși, dragi ascultători ai postului Radio Iași, Părintele Michel Coast este unul dintre cei mai citiți scriitori francezi contemporani. Într-una din cărțile sale, intitulată Iată-mă, Doamne, vorbind despre suferință, își imaginează acest dialog cu Dumnezeu. Spune el, azi după amiază am vizitat un bolnav la spital. Mergând din secție în secție, am cutreierat toate drumurile orașului suferinței. A trebuit să trec mai întâi prin primul salon. Privirea îmi aluneca de la un capăt la celălalt, pe deasupra bolnavilor care zăceau în pat, la fel ca mâna ușoară a infirmierei, care îngrijește o rană deschisă și atentă să nu provoace noi dureri. Mă simțeam stânjenit, Doamne, mă simțeam ca un vizitator dezorientat care s-a rătăcit în templul misterelor, ca un păgân într-o bazilică străveche. Într-un colț al salonului următor, am dat peste bolnavul meu. M-am oprit lângă patul lui, bâlbâindu-mă, neștiind cum să-l salut. Doamne, suferința mă tulbură, mă apasă și mă strivește. Nu pot să înțeleg cum de o permiți. De ce, Doamne? De ce aceste arsuri? De ce această agonie? De ce am îmbătrânit 10 ani într-o lună această femeie bolnavă de cancer? Și acest muncitor, Doamne, de numai 20 de ani, care s-a prăbușit de pe schelă, zdrobindu-se la fel ca o jucărie. De ce? De ce aceste suferințe înspăimântătoare? De ce i-a atins pe aceștia și nu pe mine? Și iată răspunsul Domnului. O fiul meu, suferința nu am dorit-o eu, ci oamenii. Ei au inclus-o în ordinea lumii când au strecurat păcatul, căci păcatul înseamnă dezordine și dezordinea naște durerea și suferința. Privește, în lume și în timp întotdeauna păcatul a adus cu sine suferința. Dar am venit eu, și am luat asupra mea și păcatele voastre și suferințele voastre. Pe toate le-am luat pe umerii mei și am suferit până la capăt. Le-am transformat. Suferințele mai sunt încă elementele răului, dar și acest rău este necesar, căci din suferințele voastre eu am creat mântuirea. Da, suferința prin Hristos a devenit mijloc de mântuire. De fiecare dată, iubiți credincioși, dragi radioascultători, de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie, ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, iar în centrul Cuvântului lui Dumnezeu nu stă suferința noastră, ci suferința lui Hristos, patima și moartea sa pe cruce, urmate de înviere. Ba mai mult, Hristos ne atrage atenția că și astăzi El este Cel care suferă. Am fost însetat, am fost flămând, am fost gol, am fost bolnav și în închisoare și nu mi-a slujit, nu ați venit la mine. De ce nu ne apropiem mai mult de El? Oare este cineva care să privească la Hristos răstignit, să privească la suferința sa și să nu simtă consolare? Oare atunci când am îndrăznit și am strâns crucifixul în mâinile noastre, nu am primit mai multă forță și alinare decât am primit prin orice alt gest sau cuvânt? Hristos suferă și astăzi împreună cu noi, suferă și astăzi pentru noi. Și totuși, deși suferind, El este Cel care ne aduce întreaga consolare, așa cum am auzit în Sfânta Evanghelie. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi, îl voi ruga pe Tatăl și alt apărător vă va da vouă ca să fie mereu cu voi. Nu veți fi niciodată singuri, eu sunt cu voi în suferința voastră, spune Domnul. Nu e nimic ieșit din comun în faptul că există suferința în zilele noastre. Suferința și mizeria au fost mereu prezente în viața omului. Nimic deosebit în asta. Acum însă parcă oamenii nu mai au răbdare nici măcar cu suferința. Nu acceptă, nu au timp de ea, se revoltă, învinuiesc pe alții, se plâng, nu o înfruntă cu capul sus, cu tărie, în numele lui Dumnezeu. Nu mai știm să ne motivăm în suferințele noastre, de aceea Apostolul Petru ne îndeamnă. Dacă trebuie să suferiți, dacă așa e voința lui Dumnezeu, e mai bine să suferiți pentru că ați făcut binele,
decât să suferiți pentru că ați făcut răul. Acest îndemn, iubiți credincioși, este un ecou al predicii de pe munte, un ecou al fericirilor proclamate de Iisus. Fericiți cei ce plâng, pentru că ei vor fi consolați. Fericiți cei persecutați pentru dreptate, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Acest tip de suferință înseamnă a nu ne conforma răului din jurul nostru. Da, iubiți credincioși, este necesar să îndrăznim să fim altfel. Trebuie să ne opunem la ceea ce fac toți, să opunem rezistență răului și păcatului. E adevărat, lumea nu suportă acest tip de rezistență creștină și dorește conformarea, uniformizarea. Desigur că ne întrebăm, este bine să suferim și să ne numim fericiți? Este bine să plângem și să ne numim fericiți? Sfântul Părinte, Papa Benedict al XVI-lea, în cartea sa Iisus din Nazaret, spune că există două tipuri de plâns. Unul care a pierdut speranța, care nu se mai încrede în iubire și în adevăr, deci îl urmărește și îl distruge pe om din interior, dar există și plânsul care derivă din zdrunciunul provocat de adevăr, plânsul care îl duce pe om la convertire, la rezistență în fața răului. Acest plâns însănătoșește pentru că îl învață pe om să spere, să creadă în prezența lui Hristos și în iertarea sa, îl învață pe om să iubească din nou. Un exemplu al primului tip de plâns este Iuda, care, lovit de spaimă din cauza căderii sale, nu mai îndrăznește să spere și se spânzură, lăsându-se pradă disperării. La al doilea tip de plâns aparține plânsului Petru, care, lovit de privirea Domnului, izbucnește în lacrimi vindecătoare. Îndrăznește, începe de la capăt și devine un om nou. Biți credincioși, dragi radioascultători, suferința este o parte esențială a vieții, ca și bucuria, ca și moartea, ca și tăcerea, părți indispensabile. Dar întrebarea este, în suferințele noastre, ce fel de plâns avem? Unul spre disperare sau unul plin de speranță? Lectura a doua pe care am ascultat-o relefează multe aspecte ale vieții de astăzi. De fapt, întreaga Scriptură, deși e scrisă ieri în trecut, este pentru astăzi, pentru acum. Prima scrisoare a Sfântului Petru este cum nu se poate mai potrivită pentru timpul nostru. Sunt mulți care vorbesc astăzi de rău creștinismul și poate au și motive. Provocarea este să ne întrebăm, nu cumva și din cauza noastră? Nu cumva din cauza comportamentului nostru sunt atâția care vorbesc de rău religia creștină? Tineri și bătrâni, copii și adulți, sănătoși sau bolnavi, bogați sau săraci, de multe ori am fost poate motiv de scandal pentru cei din jurul nostru. De aceea răsună astăzi, aveți grijă să fiți mereu cu conștiința curată, ca prin aceasta să rămână de rușine cei care vorbesc de rău purtarea voastră cea dreaptă în Hristos. Da, să fii mereu cu conștiința curată. Chiar mai mult, spune Apostolul Petru, fiți gata oricând să dați răspuns potrivit celor care vă întreabă despre nădejdea voastră. Acum, iubiți credincioși, dragi radioascultători, vreau să dăm acest răspuns tuturor celor care privesc spre noi. Care este speranța noastră? De fapt, întrebarea corectă nu este care sau ce, ci întrebarea corectă e cine este speranța noastră? E Hristos. Dar chiar este Hristos speranța noastră? Se vede acest lucru din comportamentul nostru. Modul nostru de a ne trăi viața, de a ne comporta în suferință, arată că Iisus Hristos este speranța noastră. Iubiți credincioși, dacă privim acum, în această dimineață în noi și nu găsim prezența lui Hristos, dacă ne cercetăm inima noastră și nu descoperim această speranță, să o cerem cu rugăciuni intense, să cerem și noi să ne-L trimită pe Duhul adevărului, pe Mângâietorul inimilor noastre, pe Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt nu încetează să fie păstrătorul speranței în inima omului, al speranței tuturor ființelor omenești și mai ales a celor care sunt în încercare și așteaptă cu încredere răscumpărarea trupurilor lor. Având această asigurare că nu suntem singuri, că nu vom fi lăsați orfani, ci El, Domnul, stă cu noi și ne-L trimite pe Duhul Sfânt, ne trimite Mângâietorul,
să nu ne fie teamă să înfruntăm prezentul, greul, suferința, pentru că eternitatea ne așteaptă. Împărăția lui Dumnezeu este pregătită pentru noi, cei care vom ieși biruitori din această confruntare dintre bine și rău, dintre viață și moarte, dintre materie și spirit. Poate că astăzi persecuția nu se mai face atât de mult cu bățul, adică fizic, prin încercare, bătaie, înrobire, ci mai degrabă se face prin forme politice de discriminare, refuzul unor drepturi politice sau sociale, de vot, de expresie politică, de vize, de libertate a confesiei, prin privare de drepturi sociale. În Africa și Asia, dreptul la apă e esențial, iar în multe locuri, creștinii sunt ultimii care beneficiază de apa potabilă. Trebuie să ne unim în rugăciune pentru cei care astăzi suferă pentru Hristos, suferă cu speranța în Hristos, suferă fără ca să deznădăjduiască. Să ne rugăm, iubiți credincioși, dragi radioascultători, pentru cei care suferă cu demnitate. Cum spune Apostolul Petru, nu se plâng de greutatea zilei, ci o înfruntă, îi fac față cu putere, cu nădejde în numele Domnului. Să ne rugăm și pentru cei care au ajuns să sufere din lăcomie, trufie, orgoliu sau alte porniri nedemne, pentru ca suferința lor să fie transformată, să se convertească, să devină și pentru ei suferința o manifestare a iubirii divine, să simțim cu toții că Dumnezeu ne iubește și prin suferință, că în suferință îl întâlnim. Suferința și sacrificiul de sine sunt singurele care ne duc mai aproape de Domnul, mai aproape de crucea sa. Și da, iubiți credincioși, dragi radioascultători, sub crucea lui Iisus se înțelege cel mai bine cuvântul: fericiți cei ce plâng, pentru că ei vor fi consolați. Și mai adresez o invitație, în mod special vouă, dragi persoane în suferință, iubiți credincioși înaintați în vârstă, bătrâni, multora dintre noi le este cunoscut modul evlavios în care ascultați această sfântă liturghie transmisă la Radio Iași. Sunt mulți care stau îngenunchiați la marginea patului acasă sau în spitale, mulți care cu mâinile împreunate își opresc cu greu lacrimile de dor, dorul după biserică, dorul după sacramente. Vă invit să ne unim rugăciunea pentru cei cărora nu le este dor de biserică și de sacramente. Să ne rugăm împreună pentru cei care stau departe de Iisus, Mântuitorul și speranța noastră. Să ne rugăm împreună cu Maria și să invocăm mijlocirea spunând: O Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi care alergăm la tine și pentru cei care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii bisericii și pentru cei încredințați ție. Vorbind despre suferință și pregătindu-ne să dăm răspuns potrivit tuturor celor care ne întreabă despre nădejdea noastră, aș vrea să închei prin cuvintele pe care fericitul părinte Papa Ioan Paul al II-lea le-a adresat polonezilor într-un moment de mare încercare pentru ei, într-o vizită pe care le-a făcut-o în timpul regimului comunist. Sfântul Părinte le spunea lor și ne spune și nouă: trebuie să fiți puternici, trebuie să fiți puternici prin credință. Astăzi, mai mult ca oricând, aveți nevoie de această putere. Trebuie să fiți puternici prin puterea speranței, speranța care aduce cu ea bucuria completă a vieții și nu ne lasă să-L supărăm pe Duhul Sfânt. Trebuie să fiți puternici prin puterea iubirii, care este mai tare decât moartea și care ne ajută să realizăm dialogul cu omul și cu lumea, dialog care și are rădăcinile în dialogul lui Dumnezeu însuși, Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt, dialogul mântuirii. Când suntem puternici cu Duhul lui Dumnezeu, suntem de asemenea puternici prin credință. De aceea, frica nu-și găsește locul. Astfel că vă implor, spunea Sfântul Părinte, vă implor să nu vă pierdeți niciodată încrederea, să nu vă lăsați învinși, să nu fiți descurajați. Vă implor să aveți încredere, întotdeauna să căutați puterea spirituală ce vine de la El și de unde generațiile fără număr ale părinților voștri le-au găsit. Să nu vă despărțiți niciodată de El, să nu vă pierdeți niciodată libertatea spirituală, să nu disprețuiți mila, care este cea mai mare dintre toate și care s-a arătat pe cruce. Pentru toate acestea vă implor să nu vă pierdeți niciodată încrederea și speranța. Amin.